La Orhei s-a desfășurat expoziția Târga Crescătorilor de Ovine și Caprine. La târg au participat zeci de crescători de animale din 12 raioane ale țării. Expoziția a fost organizată de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine din Republica Moldova, Federația Națională a Fermierilor și Agenția Națională de Dezvoltare Rurală. Expoziția târg este o posibilitate ca să întâlnească împreună cei care au produse bune, curate și cei care consumă aceste produse, fiindcă în lumea civilizată de acum această, spunem, măsură se promovează pe larg și sunt bucuros că aici vin și masă media și duce acest mesaj foarte important să consumăm produsele noastre locale, curate, sănătoase și astfel să avem parte de o viață mai bună și noi în țară. De aceea, astăzi, expoziția târg este un prilej de a veni și de a arăta cele mai bune specii de ovine, caprine care le sunt în Republica Moldova. Gospodarii, cei care se ocupă cu păstoritul, ciobanilor și mai departe, să-și prezinte cele mai bune, spunem, practicile lor. Și astfel, noi să putem da un semnal pozitiv pentru cei care cred că în Moldova nu se mai poate face de nimic, este vorba că se poate dacă se dorește. Și este nevoie ca să avem mai mult suport din partea statului. Dacă se promite acolo un ban în fondul de subvenționare, el trebuie să fie plătit. Și atunci noi vom avea mai mulți potențiali aplicanți la aceste fonduri și vom avea mai multe activități. Acum este important ca cei care astăzi aici prezintă ovine, caprine să ai posibilitatea să obțină suport pentru ca să-și prelucreze produsele, să producă brânză bună, cașcaval bun, alte produse bune din ceea ce privește aceste îndeletniciri și astfel să ne dezvoltăm aici pe loc și să avem un viitor în Moldova. Evenimentele de acest fel reprezintă o platformă bună de promovare a culturii creșterii ovinilor, a culturii consumului de carne de ovine, de produse care provin, fiindcă până la urmă aceste produse sau aceste animale generează produse care în totalitate pot fi utilizate, fie că vorbim de carne, fie că vorbim de brânzeturi la fie că vorbim de lână. Este un potențial care în Republica Moldova nu este valorificat în totalitate. Nu în zadar, prin intermediul Fondului de Subvenționare a Producătorilor Agricoli, statul susține masiv acest domeniu. Vreau să menționez în acest sens că mărimea subvențiilor acordate fie la procurarea animalelor, fie la investiții în infrastructura de creștere a ovinelor și caprinelor, depășește 60, 70, chiar și 80% din costul investiției. Ne dorim ca prin stimularea, prin intermediul fondului, prin astfel de evenimente, să atragem cât mai mulți producători, cât mai mulți ingenioși care s-ar avânta în creșterea acestor animale. În cadrul evenimentului au fost expuse diferite rase de animale, iar vizitatorii au avut posibilitatea să cumpere brânză, caș sau haine din blană naturală. Am venit la expoziție cu oițe, am venit cu cărnițe, să gătim la grătar. Am venit cu familia să sărbătorim această sărbătoare, că este mândria noastră celor ce ne ocupăm cu ovinele. Am venit astăzi cu berbec de sămânță plemenăie și cu neoare. Oile Romanov, ele provin din Rusia. Au fost de pe timpul țarului rus Nicolae al doilea, cred. Oile sunt de rasă foarte bună, care au de la 2 până la 5 cârlani. Au fost cazuri când au avut și 6 cârlani, dar asta au fost foarte rare. La moment avem, este oaie cu 3 cârlănași frumoși. Ne mândrim cu această rasă, este o perspectivă pentru noi, vrem să prosperăm și, mă rog, să continuăm tradițiile noastre cu creșterea oilor și vânzarea brânzelor. Exponatele mele se văd aici, poftim, cu bondiță și, bondiță și căciulițe. Da. Și mai am supilicele. Suntem din satul Berezloji, raionul Orhei, și am de expoziție cu brânză de capră curată și cu verdeață, cu pătrunjel.
Expoziția este bună, nu suntem prima dată la expoziție aici, nu suntem prima dată, da, am fost și anii precedenți. Orhei organizează foarte bine, e tot normal, sunt prezenți, văd că de pe toată Republica, e normal, e bine. E bine, ar trebui să prezinte practic și în zona de sud, zona de nord, dar aici practic la centru și e normal. La expoziție au fost prezentate și bucatele tradiționale, iar colectivele artistice au evoluat cu cântece adunate din străbuni. Da, da, e acum și în câteva minute. Fripturica e acum și gata. Și mămăliguța cu ou, mămăliguța boierească a ciobanului. Distrule măria ta, i-aș trăi ca dumneata, i-aș trăi ca dumneata, ar fi tristă viața mea. Potrivit autorităților din Orhei, expoziția este un bun prilej pentru schimbul de experiență al oamenilor de afaceri care muncesc în această ramură, iar prin intermediul acestui târg, vizitatorii au posibilitatea să cumpere produse autohtone de calitate. Să întrunească toți producătorii de ovine ca prin de Republic, să împărtășească între ei de experiența, succesul, neajunsurile, toate ceea ce-i dor, că, fiindcă numai în comun ei dacă se vor împărtăși, se vor transmite ce e bun, cum se poate de realizat, care rasă sunt mai bune, care cu adevărat lideul lor le întoarce truda, asta să fie foarte bine. Asta în primul rând pentru ei am făcut, nu pentru ei, totodată am făcut pentru raionul Orhei, pentru populația care să vină să cumpere produse autohtone, ecologice, care sunt produse la noi în țară și cu adevărat care de milenii la noi, trăitorul din Republica Moldova care a trăit, a fost întrezit numai pe baza ramurii oieritului și caprin, deoarece eu am hrănit, eu îmbrăcat, eu încălzit, că înainte era și te zic, eu, și totodată toată vestimentația era aici și toată ecologică și oamenii erau sănătoși. Expoziția Târga Crescătorilor de Ovine și Caprine se desfășoară al cincilea an consecutiv.